Dan Petrescu de la CFR Cluj. Nu, avem o revanșă de lor. Avem un meci de jucat. Avem meciuri importante încă de disputat. Sper să în urma unor jocuri de azi și de duminică să fim calificați în competiția europeană. Din acest punct de vedere, mai ales că suntem cap de serie, fotbalul românesc are nevoie de CFR Cluj să evolueze în competiția europeană și să aibă cel puțin același parcurs de ca sezonul precedent. Cristi, ca da, să facem pace, câștigi 2-0 cu Farul. Păi nu că am rămas dator. Câștigi 2-0 cu Farul și ești liniștit, nu mai ai probleme. Păi și atunci trebuie să vin cu 4 în vedere. Ei, lasă, nu-i problemă, stai liniștit. Vin cu drag, oricum. Mulțumim tare mult, Cristi Balaj, pentru această intervenție. Poartă multă, suntem cu ochii pe voi în continuare. Mai există o etapă în weekend cu miză și vom vedea cum arată miza fix după finala din această seară. De la Sibiu se joacă cu casa închisă meciul dintre Șepși și Universitatea Cluj.